la plajă, după ce temperaturile au ajuns la maxime de peste 28 de grade, spaniolii s-au confruntat cu minime istorice. Temperaturile au ajuns până la minus 36 de grade Celsius. Este cea mai scăzută valoare înregistrată în statul iberic de la începutul măsurătorilor meteorologice. Vreme rece, dar în limite rezonabile și zăpadă, ne oferă startul săptămânii și la noi. Și vă propunem ca în timp ce savurați un ceai să rămâneți alături de noi pentru informațiile zilei. Sunt Casiana, sunt Camelia și îți spunem bine ai venit la Link News! De astăzi, ANAF, Agenția Națională de Administrare Fiscală, începe operaționalizarea registrului fiscal electronic pentru conturi bancare și contul de plăți identificate prin IBAN. Operaționalizarea era prevăzută pentru 4 ianuarie, dar a fost amânată pentru 11 ianuarie. Prin acest registru central, ANAF are acces la informațiile privind conturile din bănci ale firmelor și populației. Băncile și instituțiile care au conturi financiare pentru companii și persoane fizice sunt obligate să trimită către ANAF toate informațiile financiare legate de mișcarea conturilor persoanelor fizice și ale companiilor. În acest registru trebuie înscrise date legate de titularul contului, persoanele care dețin dreptul de semnătură, dar și persoanele care acționează în numele clientului. Pentru casetele de valori de la bănci trebuie menționat numele concesionarului și toate datele de verificare ale acestuia. PKO Bank, a doua cea mai mare bancă din Polonia, cu active de 14 miliarde de zloți, adică 3,1 miliarde de euro, a anunțat că preia Idea Bank Polonia, utilizând instrumentul de rezoluție al Fondului de Garantare Bancară din Polonia. Integrarea completă a operațiunilor Idea Bank în structura PKO Bank este așteptată la sfârșitul trimestrului 4 din 2021. În România, operațiunile Idea Bank sunt scoase la vânzare și se așteaptă ca în 2021 să se găsească un cumpărător. În luna noiembrie, grupul financiar polonez Getin a anunțat oficial intenția de a vinde Idea Bank România, o bancă de talie mică de pe piața locală, la care deține pachetul majoritar de acțiuni. Idea Bank ocupă locul 20 în sectorul bancar local, după valoarea activelor, cu o cotă de piață de 0,47%. Raportul PwC Global Economic Watch 2021 oferă o imagine optimistă pentru economia globală în 2021. Economia globală va avansa în 2021 cu aproximativ 5%, fiind cea mai rapidă rată de creștere înregistrată în secolul 21, urmând să revină la nivelul dinainte de pandemie până la finalul anului curent sau, cel târziu, până la începutul anului viitor, arată raportul. Potrivit Global Economic Watch 2021, economia Chinei este deja mai mare decât înainte de pandemie. Însă nu același lucru este valabil pentru alte economii avansate, în special cele puternic bazate pe servicii, precum cele din Marea Britanie, Franța și Spania, sau cele axate pe exportul de bunuri de capital, precum Germania și Japonia. Acestea au o probabilitate mai mică de a reveni la nivelurile ante-criză până la sfârșitul anului 2021. Aceste economii s-ar putea contracta în primul trimestru și să revină pe creștere probabil în a doua jumătatea anului, când este de așteptat ca cel puțin două treimi din populația lor să fie vaccinată. Rețeaua de cafenele Five to Go a încheiat 2020 cu peste 220 de unități pe plan local, iar planurile de extindere vor continua și în următorii ani, potrivit lui Radu Savopol, cofondator al companiei. Cred că putem depăși 300 de locații în 2021, cu accent pe dezvoltare masivă la nivel regional, pe consolidare în capitală, mai ales în cartiere și prin parteneriate cu diverse business-uri. Și cred că vom putea ajunge la un total de 1000 de cafenele în România în următorii 5 ani, spune Radu Savopol. Totodată, compania ce este cea mai accesată franciză din România are în plan să dezvolte și divizia de retail și să meargă cu extinderea business-ului în afara țării. Ristart Energy, furnizor independent de energie electrică și gaze naturale, a devenit partener cu Interlink Capital Strategies din Washington, companie de consultanță și administrare a fondurilor. Parteneriatul vizează dezvoltarea de proiecte de energie verde în valoare de 500 de milioane de dolari în România și țările vecine. Investiția din România va finanța planurile Ristart Energy de achiziție și dezvoltare de proiecte de energie regenerabilă de 500 de megawați până la finalul lui 2025. Conducerea Ristart Energy vrea să achiziționeze și să dezvolte în fiecare an 100 de megawați de proiecte solare, eoliene, biogaz, biomasă și energie geotermală. Proiectele Ristart Energy vor necesita investiții de aproximativ 100 de milioane de dolari pe an. Interlink va activa ca un consilier strategic pentru finanțarea acestor proiecte. Ristart Energy este un furnizor independent de energie electrică și gaze naturale cu capital 100% românesc, înființat în 2015 la Timișoara. Ristart Energy are peste 30.000 de clienți persoane fizice și aproximativ 5.000 de clienți corporate. Compania are operațiuni în România și Serbia și, începând cu 2021, intenționează să se dezvolte pe mai multe piețe europene, incluzând Germania și Spania. Astăzi a început CES 2021, cel mai mare târg de electronice, care se desfășoară exclusiv online anul acesta.
Show-ul se va desfășura pe parcursul a 4 zile, între 11 și 14 ianuarie. La CES sunt așteptate să-și facă apariția un număr semnificativ de produse care folosesc noile ecrane cu mini-LED, laptopuri și device-uri de smart home, însă, pe ansamblu, va fi o ediție mai modestă decât în mod normal. Lucru absolut normal de altfel, deoarece majoritatea clienților preferă, în ciuda pandemiei, să vadă totuși fizic produsele electronice înainte de a decide să le cumpere. Samsung a decis ca în acest an o mare parte dintre noile produse să fie prezentate cu o săptămână înainte de începerea CES, în cadrul unui eveniment propriu. Pe de altă parte, toate noutățile coreenilor sunt prezente și la show. Pe lista noutăților din segmentul televizoarelor, Samsung, LG și Sony continuă să pună presiune pe afișajele 8K, dar la CES vor fi prezentate și produse din segmentul foldable și transparent screens. La PC-uri și laptopuri, Dell, Lenovo, HP, Asus și Acer își lansează noile game cu accent pe integrarea tehnologiei 5G în device-urile mobile, altele decât smartphone-urile. În segmentul Connected Home și Internet of Things, în acest an la CES va fi ceva mai liniște decât la edițiile anterioare. În principal, acest lucru este cauzat de absența de la CES 2021 a giganților Google și Amazon. Cu toate acestea, Assistant și Alexa sunt prezente în oferta celorlalți producători de echipamente prezenți la show. Lenovo lansează în cadrul CES 2021 Think Reality A3, o pereche de ochelari inteligenți care pot afișa 5 ecrane virtuale Full HD. Producătorul spune că noi ochelari, care pot fi modificați de firme pentru a se potrivi mai bine mediului propriu de lucru, au aplicat într-un mare număr de industrii, de la laboratoare și fabrici, la spitale și retail. Think Reality A3 au funcții de vizualizare 3D și executare ghidată a activităților în realitatea augmentată. Angajații aflați la distanță pot lucra împreună într-un mediu augmentat la obiecte reprezentate virtual. Chipsetul folosit este Snapdragon XR1, iar camera atașată are 8 megapixeli și poate filma, de asemenea, în format 1080 pixeli, fiind ajutată de alte două camere fisheye responsabile de room tracking. Producătorii auto se confruntă cu un deficit de semiconductori, din cauza că dezvoltatorii de chipuri au rezervat stocuri pentru smartphone-uri. Sunt afectați, printre alții, Volkswagen, Daimler, GM și Renault. Volkswagen spunând că, din această cauză, va produce cu 100.000 de mașini mai puțin în primul trimestru. Juriul Mașina Anului în Europa, compus din aproape 60 de jurnaliști, a anunțat cei 7 finaliști pentru titlul Mașina Anului 2021 în Europa. Noua generație, Dacia Sandero, aflată pe lista preliminară a celor 29 de modele eligibile, nu se află printre ei. Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris și Volkswagen ID.3 sunt modelele care luptă pentru trofeu. Câștigătorul va fi anunțat în data de 1 martie. Startul de an aduce schimbări importante pentru Dacia, care va deveni entitate de sine stătătoare în cadrul grupului. Începând cu 1 ianuarie 2021, fostul director general al Automobile Dacia și al Grup Renault România, Christoph Dridi, a fost avansat la conducerea perimetrului industrial al gamei Global Access din România, Rusia și Maroc. Mai exact, Dridi va gestiona politica industrială a mărcilor Dacia și Lada, precum și uzinele dintre cele trei țări menționate care produc vehicule ale acestor branduri. În România, în subordinea acestuia, se vor afla Miguel Oliver, directorul uzinei vehicule Dacia din Mioveni, și Gabriel Vieru, directorul uzinei mecanice și șasiuri Dacia. Totodată, începând cu 1 ianuarie, Mihai Bordanu este numit Managing Director Dacia Brand Southeastern Europe, iar de la 1 februarie 2021 el va deveni și Country Head România. Prin funcțiile sale, Bordanu va gestiona activitatea de vânzări și marketing a mărcii Dacia în România, precum și coordonarea activității comerciale a mărcii românești din zona Europei de Sud-Est. El îi se va subordona lui Denis Leveau, Executive Vice President Region Sales and Marketing. Aceste mutări subliniază intenția deja declarată a lui Luca De Meo, șeful întregului grup Renault, de a transforma marca Dacia într-una de sine stătătoare în cadrul grupului. O altă noutate care reiese din ultimele comunicate ale Renault este împărțirea întregului grup la nivel mondial în 4 unități de afaceri: Renault, Dacia și Lada, Alpine și New Mobility. Mai multe detalii vom avea peste doar câteva zile, pe 14 ianuarie, zi în care Luca De Meo, noul șef al grupului Renault, va prezenta planul său de reorganizare a întregului grup. După Kia și General Motors, a dezvăluit noul său logo, renunțând la cel actual, care a fost folosit pentru aproape jumătate de secol. Noua variantă digitalizată anunță și o nouă strategie de marketing, botezată Everything In. Deși păstrează forma generală a vechiului logo, literele au fost schimbate. Ele încearcă să evoce un cer senin al viitorului în care emisiile vor fi zero.
De asemenea, litera M face referire la platforma Ultium, cea care aduce baterii cu o tehnologie nouă în diverse forme, cu diverse tipuri de încărcare. Practic, o platformă scalabilă pentru vehicule prietenoase cu mediul, așa cum am văzut și în cazul altor producători. De asemenea, noua campanie de marketing Everything In își propune să aducă noi clienți brandului, acei clienți doritori de mașini electrice. Ea presupune și lansarea 30 de modele noi, 100% electrice, sub diferite branduri ale conglomeratului General Motors până în anul 2025. Sectorul muzical, afectat de COVID-19 de mai bine de un an, speră la concerte test pentru a aduce spectatorii și artiștii în sală în siguranță după experimentul de la Barcelona. Experiența realizată la Festivalul Primavera din Barcelona pe 12 decembrie a adus speranță. În jur de 500 de persoane au asistat la un concert în picioare, în interior, cu teste antigen prezentate la intrare, cu mască, dar fără distanțare, și posibilitatea de a renunța la mască atunci când au băut ceva. După analiza rezultatelor comunicate de Festivalul Catalan, nu a existat niciun caz de contaminare. După ce au renunțat la atribuțiile princiare, Meghan Markle și Harry s-au retras și din mediul online. Se pare că cei doi au ales să se retragă de pe rețelele de socializare, unde adunaseră peste 10 milioane de urmăritori, după ce timp de zile la rând au criticat companiile de social media care i-au oferit o platformă președintelui Donald Trump, prin intermediul căreia a incitat mulțimea care a pătruns în Capitoliu miercurea trecută. Mai mult, nici Trump nu mai este pe rețelele de socializare, fiind suspendat pe Twitter, Facebook și Instagram din cauza celor întâmplate. Răsturnare de situație în cazul decesului actriței Tanya Roberts din Îngerii lui Charlie, anunțat duminică seara de către agentul ei. Actrița încă trăiește, însă starea sa de sănătate este critică. Agentul ei și-a recunoscut greșeala și a mărturisit că actrița se află în continuare internată la un spital din Los Angeles. Partenerul de viață al Taniei a aflat în timpul unui interviu în direct că actrița trăiește. Taniei Roberts i s-a făcut rău în ajunul Crăciunului în timp ce își plimba câinii. Se pare că aceasta se confruntă cu probleme la ficat și dificultăți respiratorii, deși nu are coronavirus. Eu sunt Asiana, iar eu sunt Camelia și urmează Dakar și Link Sport News cu Aida. Pe curând! La revedere!